încearcă să-și facă singură zilele mai frumoase. De când se zvonește că medicii i-ar fi spus că nu a reușit să rămână însărcinată nici măcar după inseminarea in vitro, Marina Dina se chinuie parcă să zâmbească și se pare că a găsit rețeta perfectă ca să uite de probleme. Marina Dina pare că vrea să treacă cât mai repede peste eșecul fertilizării in vitro. Deși se zvonește că nu ar fi putut să devină mămică, Marina a hotărât să-și reia repede activitățile cotidiene, să uite probabil de suferință. Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni negri cu un palton alb, părul strâns neglijent într-o coadă și ochelari de soare mari la ochi, Marina a ajuns la un salon de înfrumusețare. Semn că vedeta vrea să șteargă de pe chipul său durerea. Își dorea atât de tare încât credea că este în sărcinată. Când medicii au anunțat-o că fertilizarea in vitro nu a reușit, ea a sperat să fie vorba de o eroare medicală. Ulterior s-a convins că medicii au avut dreptate. A fost foarte afectată, nu se mai putea opri din plâns. I-a fost foarte greu să accepte situația. Ei bine, rămâne de văzut când se va îndeplini acest mare vis al sexy blog.